Bine v-am găsit, dragi elevi! Dacă în clipul trecut am vorbit despre bucuria de a trăi și am văzut că bucuria așa are izvorul în Dumnezeu, astăzi vom vorbi despre om și despre relația sa cu natura, relație bazată tot pe bucurie. Pentru că omul este cea mai importantă ființă creată de Dumnezeu, acesta a fost așezat încă de la început în mijlocul naturii. Toată creația, cerul și pământul, a fost făcută pentru om, iar omul are datoria de a viețui în așa fel încât să păstreze toate elementele din natură în perfectă armonie. Cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut! Dar noi îl putem vedea pe Dumnezeu? Cine ne poate vorbi despre El? Pe Dumnezeu nu-L putem vedea, dar dacă privim atent în jur, îl vom descoperi. Bolta înstelată ne vorbește despre măreția Creatorului. Noaptea, cu haina ei de stele și ziua luminată de flori și fluturi, ne arată frumusețea Lui. Vuietul unei furtuni ne arată puterea Lui, iar în îmbrățișarea caldă a cuiva pe care îl iubim, îi simțim și dragostea. Cerul albastru și pământul plin de verdeață, soarele și luna, apele și viețuitoarele ne vorbesc despre El. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu prin cuvântul Său și ni le-a dăruit spre folos și bucuria noastră. Dar cum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste daruri minunate? Da, aveți dreptate! Îi mulțumim și îi suntem recunoscători dacă îngrijim și ocrotim cu dragoste tot ceea ce ne înconjoară și dacă ne bucurăm de frumusețea naturii pe care El ne-a dăruit-o. În Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților avem numeroase exemple de oameni care au trăit în armonie cu natura și cu viețuitoarele pe care le-au ocrotit. De exemplu, Sfântul proroc Ilie a fost hrănit de un corb și este considerat ocrotitor al recoltei, deoarece prin rugăciunile sale Dumnezeu a pus capăt secetei și a trimis ploaia pe pământ. Sfântul Gherasim a fost prieten cu un leu. Sfântul a scos un spin din laba leului și a îngrijit de acesta, iar leul, în semn de mulțumire, a rămas să-i slujească aducându-i apă. Sfântul Serafim a avut grijă de un urs, iar acesta, în semn de mulțumire, i-a slujit aducându-i miere pentru pelerini. Blând, ședea la picioarele Sfântului, lăsându-se mângâiat. Dar voi știți, dragi elevi, care sunt datoriile noastre față de natură? Tot ce este viu sub soare, fie insectă sau floare, ori pasăre zburătoare, vrea aer, apă și soare. Dacă nu le poți da, cel puțin nu le lua. Să nu provoci, ți se cere, nici lipsuri și nici durere, ci, dimpotrivă creștine, fă bine la oricine. Dragi elevi, de aici putem formula câteva îndemnuri. Să protejăm natura, să îngrijim florile, să hrănim animalele, să păstrăm apele curate, să respectăm viața. Ce putem spune că am învățat astăzi? Putem spune că între om și natură există o relație armonioasă. Mai putem spune că Sfinții ne oferă exemple de iubire față de animale și respect față de întreaga creație. Putem spune că omul este chemat să ocrotească natura și viața. Haideți să exersăm împreună. Ai primit în dar o floare.
Care sunt elementele de care are nevoie pentru a fi fericită? Ai dreptate, lumină, apă, căldură. Acum colorează-o corespunzător. Cum putem păstra curat râul pentru puiul de căprioară Bambi și pentru prietenii lui? Nu aruncăm deșeuri. Evităm folosirea produselor de curățenie atunci când facem baie în râu. Nu irosim apa. Nu evacuăm ape uzate menajere în râu. Am văzut că este tare minunată creația lui Dumnezeu. Iată 7 curiozități despre animale și păsări. Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări. Gazelele nu beau apă. Urșii polari au pielea neagră. Colibrii este singura pasăre care poate zbura cu spatele. Pasărea albatros poate dormi în timpul zborului. Bufnițele nu pot roti ochii, dar își pot roti capul complet pentru a vedea în spatele lor. Ciocul pungă al pelicanului poate reține până aproape 10 litri de apă dintr-o dată. Și acum avem un sfat pentru suflet. Rândunica, de Elena Farago. Un băiat și o fată mică stau privind o rândunică. Și băiatul spune: mult îmi place să le ascult ciripind pe rândunele și pe alte păsărele și mi-aș da cea mai bun să pot ști și eu ce spun. Rândunica îl privește și cu dragoste îi vorbește: să-ți spun eu dacă dorești, drag copil ce ne iubești. Dimineața, noi, din toate păsările întâi sculate, ne închinăm spre răsărit, ciripind. Și apoi încep codroșii, cu cap sur, cu coade roșii, tic, tec, tec și după ei prind brabeții mititei. Cirip, ci să ciripească, până încep să se trezească și alte păsări, care în cor își înalță ruga lor.